După vreo 2 luni mi-am băgat Alfa și Omega și era programul Club 700 și m-am uitat la programul acesta și au zis, fratele, că cine are durere de cap, după cap, după gât, să-și pune mâna acolo după gât și Domnul vindecă. No, și eu mi-am pus mâna după gât, de fapt, numai așa puteam dormi cu mâinile după gât, că nu puteam să-mi mișc capul, că trebuia să-mi ții gâtul, mai ales ara, să nu mi se miște, că cum îmi mișca capul, cum vedeam, numai pujeau imagini, atât îmi pujea înaintea ochilor. După ce s-a terminat, așa mi-am dat tot în cap așa câtă păreche, am văzut că îmi pot mișca, dar încetuc, încetuc, mă mi-am schimbat, pot îmi schimba capul, îmi dau un iasta parte, îmi pot îmi mișca gâtul. Pe urmă mă ridic pe pat și mă întorc capul. Și când sucesc capul, slavă Domnului, se rende de bucurie, era singur aici în casă, se rende de bucurie că mi s-a vindecat gâtul. Că nu puteam și pe drum, dacă mă duceam, trebuia să mă întorc cu tătul, că nu puteam să mă întorc capul. Că era și rușine când meream pe drum și să mă uit într-o curte să zic la cineva bună ziua, cum se zice la țară, trebuia să mă întorc cu tătul, că nu puteam. No. Și apoi, pe urmă, iar când era sora Kindi, nu, aia și atunci am fost căzută, iar era o zăpadă iarna și era așa mai mâzguș, m-am dus cu niște păpuci să dau la jiche, că atunci aveam jiche și am căzut așa într-o parte și mi-a lovit umărul ăsta, și-a la modurul, vreo 2 ani de zile modurul și umărul ăla, dar atât înainte de a avea Alfa și Omega. Și sora asta a văzut așa, a zis direct. Deci cineva de ce are o durere de umărul stâng? Să-și pune mâna pe umăr, de ce și domnul automat o vindecă? Și așa a fost. Mi-am pus mâna pe umăr, zic, eu să aia. Slavă Domnului, zic, eu să aia soră, zic. Eu trebuie să mă vindec. Și, păi, n-am băgat de seamă așa, dar și noaptea trebuia să mă așez întotdeauna, să mă așez mâna, că nu puteam să o ții oricum. Bun, și pe când mă trezesc, dau să-mi ridic mâna în sus, să mă îmbrac, mă, când pot ridica o mână, slavă Domnului, ce că Domnul v-a vindecat. Bun, și apoi când a fost iar tot așa la rugăciune joi seara, era atunci, erau fratele Ursu, erau mai mulți, că se adunau la mai mulți, se făceau rugăciuni și trimiteau bilete, se rugau pentru bilete. O zis că să se roage fiecare pentru ce durere ai. Și atunci zic eu, Doamne, zic, eu am heroi de aici, că am și pârchia, cum am avut eroida și de 3 centimetri și ceva mi-a fost de mare. No, și dacă vorbeam, cât vorbesc acum, deja stătea grea, nu mai puteam să vorbesc altul. No, și atunci s-au făcut rugăciuni și m-a rugat și eu deodată cu ei, zic, Doamne, tu mă poți vindeca. Pe a doua zi m-am dus undeva și am început să vorbesc, că sunt cam bună de gură, știi, bat cam mult din gură, că unde mă duc, apoi dau ce dau și imediat, din 3 vorbe, deja ajung la Domnul Iisus. Slavă Domnului că, uite, Domnul m-a vindecat și de lucrul ăsta.